press conference for the Super Combat World Grand Prix right here in Sergio. Paisprezece luptători din 9 țări vor participa sâmbătă seara la Giurgiu la gala Super Combat, sponsorizată oficial de firma giurgiuveană Nova Force. 11 dintre aceștia s-au prezentat astăzi la cântarul oficial și au făcut fotografii cu adversarii pe care îi vor întâlni în ring. Evenimentul a debutat cu o scurtă prezentare a luptătorilor și a meciurilor și a evidențiat faptul că organizarea la Giurgiu a unei competiții de asemenea nivel este un eveniment deosebit. Suntem onorați revenind după prima conferință de presă la Brăsă Oraș. Avem ultima întâlnire cu presa, înainte de mare eveniment de mâine. Începând cu ora 21, va avea un eveniment care va prezenta Giurgiu într-o lumină pozitivă la nivel global în 80 de țări, în 5 continente. A fost o organizare rapidă, ritm alert, după Botoșan, dar am reușit în timp scurt să facem un eveniment care era deja pregătit ca și compoziție. Printre luptătorii străini care vin din Italia, Belgia, Armenia, Maroc, Surinam, Spania, Egipt sau Statele Unite, vor participa și 5 sportivi români, cei mai bine cotați dintre aceștia fiind Bogdan Stoica și Sebastian Ciobanu. Nu mă aflu nici la Târgoviște, unde e curtea domnească a lui Brațepeș, nici la Castelul Bran, unde e Dracula. Mă aflu aici la Giurgiu și mă bucur, este pentru prima dată și va fi o gală incendiară, este o gală transmisă pe foarte multe continente, în Asia, în Australia, în America, mai nou acum. Va fi o gală extraordinară. Este revanșă, i-am acordat revanșa. Dacă data trecută am reușit și am învins prin knockout, de data aceasta, nici de data aceasta nu-i vă dăm nicio șansă. Gala Super Combat de la Giurgiu va prezenta câteva meciuri revanșă între campionii unor gale precedente, dar și piramida la categoria grea. Sportivul giurgiuvean Mirel Iacob, aparținând clubului sportiv Nova Force, participă în premieră la o gală de asemenea nivel. Mirel Iacob îl va întâlni în deschiderea galei pe Francesco Mattioli din Italia. Premiera la o gală de nivelul ăsta. Emoții? Puțin. Îmi trece peste. Cum se pare valoric gala? N-am apucat să văd foarte multe despre el. Are câteva victorii, are ceva meciuri în circuitul acesta, dar asta nu e o problemă. Va fi un început bun pentru el. Promotorul Eduard Irimia s-a arătat încântat de organizarea galei la Giurgiu și anunță giurgiuvenii că a păstrat pentru ei câteva sute de bilete. La Giurgiu pentru prima dată? Da, pentru prima dată ca și eveniment. Noi am vrut să demonstrăm lumii că putem face gale oriunde, începând de la Tokyo până în Los Angeles sau la Giurgiu. Nu are nicio importanță locația. Multă lume m-a întrebat ce caută aici, dar mi se pare că ca român, mi se rămas să promovăm că putem orice colț al României, poate chiar dacă este mai cunoscut sau mai puțin cunoscut. Pentru mine Giurgiu este o locație importantă, mai ales că noi promovăm Eurozona Giurgiu. Iar la Giurgiu mai sunt câteva sute bilete care sunt disponibile, l-am păstrat special pentru locația, acele locuri din tribună. Mâine gala va începe de la ora 21 la sala Chauncey Hardy și va fi transmisă în direct de peste 80 de țări de pe 5 continente.